că cureaua nu mai e în cea mai bună stare. Asta să mai reziste și după aia la soia ce schimb. E cam gata de. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Suntem la, după cum vedeți și titlul, la Triticale. Sper că am zis bine. Și alții am auzit că mai ziceau Tricale. Dar corect cred că e Tritical. Hai să studiem Biblia. Normal în Biblie scrie. Să văd exact unde ar fi. Triticală, da? Deci triticală, umiditatea standard ar fi de 14,5. Avem 7 la ea, e ok. Deci e ok. Dacă Biblia spune că e ok, e ok. Da, e primul an în care tau așa ceva. Adică recoltez, că am mai avut noi și anul trecut, dar n-am recoltat-o eu. Au recoltat-o alții care au fost închiriați la noi. Schimba anul ăsta, deja că am plecat toți. Am rămas singur. Am terminat ieri și grâu. Și azi am zis că bag așa lejer, la triticală, câte din capul meu, cu știa meu avem vreo 7 hectare lejer. Și mă uit aici și deja am făcut 5 hectare jumate, bine că am fost 6 de dimineață, am fost și în altă parte, nu doar la noi, că am mai fost și la alții. Și acum ulterior am ajuns și la noi. Dar asta vreau să vă zic că sunt deja 5 hectare 50. Și eu abia ce am început, adică n-am început de mult. Mai am aici o parcelă mare de vreo 5 hectare 5 jumate. Și cu 5 numai nu bat 7 nicicum. Și dau și eu un telefon să întreb cam câte triticale avem noi. La care mi se spune undeva la vreo 17-18 hectare. Hai da, capul meu. Și eu care deja ziceam că azi mă duc mai repede acasă. O să stau mai relaxat, o să una alta, dar aha. Încă nici nu sigur dacă terminați cu ele, pentru că cum vă ziceam, am început un pic și târziu. Și plus de asta merg destul de greu, că e mult pai, foarte mult pai și nu pot merge tare cu combina. E și producție destul de bună ea, sunt 6 tone 700, aproape 7 tone la hectar, deci dă destul de bine. Nu pot nici merge tare, mai tare mă refer. Acum merg cu 4,5, 4,6, dar până acum am mers cam cu 4, 3,8. 3,5, 4, maxim erau, maxim erau un 4. Acum deja parcă s-a mai uscat un pic, adică s-a mai uscat paiul, cred. Nu știu, că mă las să merg un pic mai tare. Totuși avem un pic cam multă, aici nu avem, în parcela asta nu, dar am făcut două mai încolo, două parcele. Puțin mai încolo, numai un pic, așa. Deci asta vedeți, am făcut două parcele cam pe acolo, pe undeva, dincolo de șanț, cum ar veni. Și în alea am avut destul de mult culcată pe jos. Și zic, bă, o să-mi pun ridicătoarele de plante, vă dați seama că, na. În cazul din astea e nevoie de ele. Și mă uit eu așa. Credeți-mă că până acum n-am observat treaba asta. Dar mă uit eu așa, dau un colț ochiului oarecum când m-am gândit că bă, o să-mi pun ridicatoarele de plante. Mă uit așa cu colțul ochiului, că normal mi se acolo pe suport, am un suport acolo și nu în partea asta. Bă, și cum mă uit eu acolo pe suport, suportul meu e gol. Și în partea asta și în asta. Zic, bă, ceva, opa,
nu e regulă. Stau și mă gândesc că la soia le-am avut, au fost rămase la soia de la grâu anul trecut, mă refer. Și mă tot gândeam că, bă, oare le-am dat, că l-am dat eu jos la soia și oare le-am dat jos complet de pe masă, nu mi le-am lăsat eu acolo în suport. Ceva numai nu mi se lega, bă, zic, ceva nu e în regulă, ceva aici nu e în regulă, că eu știu că le-am avut, erau acolo pe suport, nu le-am luat niciodată jos de pe suportul ăla, au acolo suport. Bă, stau și mă gândesc. Bă, la un moment dat zic, bă, hai să dau totuși un telefon înăuntru, să văd cum e format atunci combina în câmp, cum s-o strica motorul. Zic, bă, poate careva, că mai fost ceva mecanic înainte să o aducem înăuntru, fost ceva mecanic la ea să vadă dacă, în ce stare a rămas combina și cum o să o putem aduce înăuntru, în seara aia. Și îmi zice șeful că, bă, de fapt îl sun și îl întreb, că nu știe nimic de ridicatoarele mele de plante, că eu, din câte văd, nu mi-s pe masă, nu le am. Îi zice, ba, ți le-am luat eu jos și ți le-am adus în fermă când ai lăsat combina, când a rămas combina în câmp. Că i-a zis mecanicul, că o mai rămas așa o combina în câmp și s-a furat ridicatoarele de plante. Da, zic, bună treabă, da, zic că îți face bine să faceți cumva să mi le trimiteți, că posibil să am nevoie de ele. Da. Zici și făcut, cred că nici 10 minute deja am avut toate ridicătoarele de plante în capătul parcelei, puse jos, că na, doar mi le-a adus, sunt foarte aproape de sat, sunt nici la 2 minute de sat. Și mi le-au adus și le-am, dar n-am fost nevoie să le folosesc încă și nici în parcela următoare văd că nu-i problemă. Deci, deși în ale două în care v-am zis de unde am venit, acolo am lăsat și paie. Acolo era un pic culcat, dar am lăsat masa chiar pe pământ, fără probleme, o cules tot. Bine, acum nu pot să zic că nu a mai rămas câte un pic, dar nu a rămas mult. Ia uitați, aici e jos. Hai și să vedem dacă îl ia tot, hai că dau înapoi, să numai de curios. Acolo mi-a rămas un pic, ia. Pe jos, da, loculez tot, fără niciun ridicator de plan. Hai să golez. Deci mi s-o cam dus planurile mele cu mersul mai repede acasă. Dar acum, na, zicându-vă povestea asta, am și eu ridicătorile de plante, totul e ok. Am doi colegi, de fapt 3 acum, dar până acum am avut doi colegi la transport, cele două 5100 M-uri. Văd că acum am mai primit un tractor, deși eu nu l-am cerut. Ori se grăbesc prea tare colegii și probabil de-aia am mai trimis unul. Ori nu are ce face colegul în fermă. Atunci ar scoate și pe el la transport. E o chestie interesantă, vedeți, acolo scrie pe, cum îi zice, pe remorcă, este un accesibil, cred că e de la firmă, cu pan Agrotech. Tech. Am primit follow pe Instagram de la ei. Dacă vreți cumva ceva, să-mi sugerați ceva, puteți să-mi lăsați un mesaj acolo, nu mă supăr. Chiar aș avea nevoie de o sponsorizare. Și acum, după recoltatul ăsta, ar merge un concediu. Bă, de consumat, consumă destul de bine. Mi-a dat 19 litri. 19,1 la hectar, deși eu cred că mănâncă mai mult. La cât pai îi și tocătorul ăla plânge un pic. Aici este destul de curată triticala. De bătut mi-o bate din spic. Că, eu v-am zis, eu n-am mai tăiat triticală
n-am mai tăiat încă până acum și mi s-a spus că ai grijă că se bate un pic mai greu din spic. Nu mi se pare. Am avut și tocător oprit, m-am dat jos, am verificat. Era ok. Ia uitați, despre asta vorbeam eu când e culcat până jos, acum imediat termin parcela asta. Ia stați așa să vă arăt. Când e culcat până jos și iau fără ridicător de plante, da? Se vede. S-a văzut? Fără ridicător de plante, barberez până jos și îl culege tot. Deci, asta ziceam, n-am nevoie să le montez, pentru că e un pic mai aiurea. Cel puțin mie nu prea îmi place să lucrez cu ridicatorul de plante. Dar e ok, își fac treaba, nu zic că nu, am lucrat și eu cu ele anul trecut, dar nu prea îmi place. Hai că am început și ultima zi. Un pic cam de vreme. Norocul meu e că e o combina axială. Dacă era una convențională, nu mă vedeam bine astăzi. Adică am o dimineață, că am început cam de vreme. Am început pe la 9, deși a fost un pic de rouă. Ordinele de sus au fost că trebuie ieșit afară și terminat cât de rapid. Ca să terminăm o dată cu totul. Și 2 km jumate, maxim 3. Nu pot mai tare. Nu merge mai tare. Ticala este destul de curată. Magari ziceam că e un pic prea de vreme, că încă e moale paiul și nu prea îi place, dar normal, adică norocul meu e că v-am zis că am S și este axială, altfel dacă era din aia combina convențională, normală, cu toba, cu batoza, cum îi ziceți voi, cu grătarul, de fapt nu grătarul, cred că sitele. Atunci cred că deja prindeam ursul de 5 ori cel puțin. Dacă prin asta trece destul de ușor materialul. Și n-am probleme. Da, azi încetuc îl facem și ăsta. Terminăm și cu triticala asta. Îmi zicea cineva că ce mă plâng, că triticala e cel mai ușor de recoltat. Bă, nu știu ce să zic. Eu v-am zis că e primul an în care dau. Dar mie nu mi se pare deloc ușor. Tare mult pai, foarte mult pai. Ceea ce dă de lucru la combină. Ia uitați-vă ce rămâne acolo după mine, după tocător. Strat, covor. Covor rămâne. Graba tocă și pe la spate, dar se poate. Hai că o să avem o zi caldă astăzi, deja la ora 10, imediat sunt 26 de grade. Să fie destul de cald. Acolo rămâne o fâșie, oare e urmă de elicit? Nu, eram un pic prea nou. Am ajuns la ultima parcelă.
Mă duc să văd cum îmi agăț eu masa aici. E tare îngust podul ăsta. Să văd dacă reușește să virez atâta. Ră. Iai. Încolo. Prine. Văd că cureaua nu mai e în cea mai bună stare. Asta să mai reziste și după aia la soia ce schimb. E cam gata de. Asta înseamnă când ai utilaje mari și pământuri mici. Tare aia că pământul ăsta e în valuri și un pic lăs ea deja. Trebuie să-l țin înapoi și dacă îl bag la neutru, plică singur în față. Singur! Deci nu un pic în față încă. Trage un pic mai în față. Între timp se și norează, s-a anunțat un pic de ploaie, s-a anunțat ceva slăbuț, dar s-a anunțat, acolo în partea aia se și norează. Dar pot să vin acum fără probleme, numai să nu vină extrem de multă din nou, să vină așa ușor, frumos, cum trebuie, că e nevoie la porum, la floare și la soia, bineînțeles. Deci poate să vină, nu, eu nu zic să nu vină, Doamne, ver să nu vină, să vină așa, dar numai încetul. Se anunță ploaie acum, seara, se anunță ploaie duminică, azi e sâmbătă, de fapt, da, e sâmbătă, se anunță mâine ploaie. Și pe luni, parcă ceva, și după aia săptămâna viitoare undeva pe la sfârșit, pe joi, vineri, sâmbătă, ceva de genul. După cum am zis, să fie, dar să nu fie extrem de multă și să vină așa frumos. Cam astea fiind spuse, eu o să termin aici una, două, bine, nu chiar una, două, dar cam
într-o jumătate de oră, 40 de minute, o jumătate de oră bună, termin aici și după aia am plecat înăuntru să parchez domnișoara asta frumoasă și merg și eu acasă. Deci, până data viitoare, să ne auzim doar de bine, nu uita de like-ul ăla, nu uita să te abonezi dacă ești nou, să-ți pornești și clopoțelul și până data viitoare, cum am zis, numai bine, rău la nimeni.